Au fost multe discuții atât în casa fetelor cât și în casa băieților legate de cine ar putea fi ispita. Și am văzut că printre nominalizație se află Alexandru, Gabriel, Ramona. S-a făcut așa și un sondaj în Casa Mireasa, fiecare a spus pe rând cam cine crede că ar putea fi ispita și mulți o bănuiesc pe Ramona pentru că aceasta a zis fetelor că ispita a semnat un contract diferit de voi, ceilalți concurenți. Adică ea nu s-a inclus în fetele care nu ar avea nicio treabă cu ispitirea. După am văzut că a tot încercat să mențină subiectul legat de această ispită, și a lăsat loc speculațiilor, a lăsat ca lumea să interpreteze, nu a negat nicio secundă că nu ar fi însă acest lucru cu siguranță o să-l aflăm pe final de sezon și au fost mulți care au spus că nu cred că este încă în casa Mireasa, ba da, este sigur acolo ispita pentru că doamna Mirela la începutul sezonului a anunțat Faptul că Ispita ori este în prima tură de concurenți care intră în sezonul nou, ori Va intra în casă în primele săptămâni, și deja au trecut multe săptămâni de la începutul sezonului.